atât șoferul cât și un alt individ sunt acuzați de tentativă de omor calificat și riscă să petreacă următoarele săptămâni în arest preventiv. Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Aceste imagini au fost surprinse marți noaptea pe o stradă din Râmnicu Sărat. Două grupuri s-au luat la bătaie, totul culminând cu momentul în care unul dintre indivizi urcă la volanul mașinii și intră în plin în grupul cu care era în conflict. Nu odată, ci de trei ori la rând. Când au ajuns polițiștii și echipajele medicale la fața locului, au fost șocați de ce au găsit. Ăla-l-altul mai grav, băi! Ăla-l-altul mai grav! Ei, lasă-l că mai grav! De la ce s-au luat? Patru bărbați au fost transportați la spitalul din Râmnicu Sărat. Trei dintre ei au fost transferați la spitalul județean din Buzău, iar unul dintre ei la București. Adolescentul în vârstă de 14 ani a suferit o fractură la nivelul membrului inferior drept și multiple scoriații. Tânărul în vârstă de 20 de ani a suferit multiple plăci la nivelul feței și gambei stângi, iar bărbatul în vârstă de 39 de ani a suferit un politraumatism prin accident rutier. S-a luat decizia să fie transferat la Spitalul Floreasca din capitală. Conflictul ar fi izbucnit de la bani și de la probleme de familie. Ei m-au rănit, ei trei! Și băiatul când m-a văzut jos că dă în continuare în mine, am pornit mașina și le-a lovit și pe ei. De la ce s-au luat? De la ce? Ei au venit bestă, noi lucram la o casă, la o bilă de aia băiatului. De unde avea bani să facă el casă? Noaptea a venit peste ei. Noaptea a venit în curte pe noaptea aici la băiat. V-a fost frică când... E, cum să nu? Având în vedere gravitatea leziunilor suferite, dosarul a fost declinat parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău pentru a se efectua cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor calificat în concurs cu săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice. Zona este monitorizată video, așa că anchetatorii vor putea stabili cu exactitate întregul șir al violențelor.